Salutare și bine v-am regăsit din Cluj, în inima Ardealului, unde în această perioadă dintre 31 și 1 aprilie, Clujul s-a umplut de tineri. Suntem alături de președintele FTC, Tudor Ogner. Salutare! Salut, salut! Și astăzi vă vom vorbi un pic despre Cluj Youth Event. Spune-ne un picuț ce înseamnă acest eveniment și care este scopul său. Cluj Youth Event este un eveniment, cum îi spune și numele, despre tinerii din Cluj, despre tinerii din județul Cluj, dar nu numai despre tineri, și despre alți actori, instituții, companii, alte organizații care fac activități sau cărora le pasă de tineri. Cluj Youth Event se află la prima ediție, este o pilotare practică a acestui tip de eveniment și el are nu este doar un eveniment în sine, ci practic acumulează toate sinergiile care sunt în comunitate. Vorbim de diverse ateliere făcute de organizații care în mod normal desfășoară activități pentru tineri. Practic, în foarte puține cuvinte, reprezintă un loc de întâlnire, astfel încât tineri din diverse medii, organizații, instituții, să fim cu toții sub aceeași acoperiș la Casa de Cultură a Studenților, să putem dezbate, să ne putem bucura și să ne putem conecta. Și spune-ne câți tineri s-au adunat la acest eveniment? Înscrierile încă sunt deschise și azi, dacă cineva își dorește, noi suntem deschiși să participe. Peste 300 și ceva de tineri s-au înscris și o să participe parcursul celor două zile. De asemenea, un număr de 16 parteneri o să susțin activități și avem o listă de peste 50 de invitați. Deci undeva în total, în jur de 400 de persoane sunt implicate într-o formă sau alta în eveniment. Și ne poți spune un pic despre aceste workshop-uri care se fac? Pot să vă dau câteva idei. De exemplu, o să avem câteva lucruri care se întâmplă. De exemplu, o să-mi placă foarte mult sesiunea care o să urmeze imediat, cea cu terapie cu ajutorul câinilor. Cred că e o chestie mișto și o chestie inovatoare. De asemenea, o să dezbatem despre lucruri de actualitate pentru tineri, cum ar fi votul la 16 ani. Este o dezbatere europeană. Vrem să vedem și care este opinia tinerilor din Cluj, care este opinia organizațiilor tinerilor, partidelor politice. De asemenea, o să dezbatem despre Youth Test. Youth Test este un mecanism dezvoltat de Forumul European de Tineret, astfel încât orice politică publică afectează într-un anumit mod tinerii, că vorbim de una europeană, națională sau locală, mai întâi să treacă printr-un filtru de tinerit, așa numite Youth Test. De asemenea, o să avem și alte activități interactive, de la traininguri, avem și niște psihologi și psihoterapeuți care sunt alături de noi. Unul dintre focusurile principale este sănătatea mentală a tinerilor. Tinerii din Cluj-Napoca au votat ca acest an tematic de tinere 2023 să fie anul sănătății emoționale și practic atunci în cadrul Cluj Youth Event o să avem o serie de activări pe această zonă a sănătății emoționale cu experți, cu organizații care se preocupă acest lucru, dar ne uităm și la alte tipologii de activități. De exemplu, activități de reciclare. Prietenii noștri de la Centrul Cultural Clujan o să dezvolte aici o mică activare pe zona asta, iar o să avem o chestie foarte inovatoare, cum ne imaginăm viața orașului cu ajutorul benzilor desenate. Studenții de la OAD, echipa artivistorii, o să fie prezent aici și cu ajutorul benzilor desenate, într-un mod inovator, o să vedem cum ne imaginăm viața în oraș. Povestește un pic mai mult despre politica Youth Test și ce vrea să facă Clujul, că am înțeles că este și un proiect pilot la noi. Youth Test în sine este o politică, o propunere de politică a Forumului European de Tineret, prin care atât la nivel european, național, cât și local, orice legislație, orice politică publică pe care instituțiile europene, naționale sau locale le au în vedere, ar trebui să se uite mai întâi cum afectează tinerii și dacă îi afectează într-un mod pozitiv sau negativ. Ea este în stadiu de dezbatere acum împreună cu instituțiile europene, cu Comisia Europeană, și noi ceea ce ne dorim este să venim în ajutorul atât a Forumului Tineret cât și a Comisiei Europene, să pilotăm la Cluj, pentru că noi considerăm că la Cluj este un oraș, este un laborator viu, un spațiu de experiment, ceea ce a fost dovedit până acum, și considerăm că Cluj are toate acele ingrediente, astfel în
încât să putem experimenta în practică, să pilotăm practic cum ar putea să arate implementarea acestui youth test la nivel local. În momentul de față nu știm cum ar putea să arate. Ne dorim să lucrăm împreună cu primăria, cu Forumul European, cu alți stakeholderi interesați, ca până la sfârșitul anului împreună să ne imaginăm cum ar putea arăta această testare de tineret și probabil începând cu anul viitor să o pilotăm la nivelul orașului și apoi să transmitem rezultatele pilotării noastre, experimentului nostru, inclusiv instituțiile europene, să știe cum se pot raporta mai departe. Deci, practic, venim cu o nouă inovație pe zona de participare a tinerilor la viața orașului. Și ca să concluzionăm pe o notă de inspirație, ce le transmiți urmăritorilor noștri? Cred că e important ca fiecare dintre voi să ieșiți din zona voastră de confort și să vă uitați mult mai mult la cei din jurul nostru, pentru că nu tăim așa cu siguranță pe o insulă pustie și deși sunt lucruri care mi se pare că nu ne afectează de la noi din dormitor sau de la noi de pe canapeaua din living, de fapt multe lucruri care se întâmplă în oraș, în țară, în Europa ne afectează în mod indirect. Deși poate, de exemplu, astăzi spunem că schimbările climatice nu ne afectează, ne afectează și tot felul de exemple de genul. Deci încurajarea mea este să vă implicați fiecare acolo unde vă simțiți confortabil și într-o formă sau alta să participați la viața comunității, adică la viața orașului. Tudor, noi îți mulțumim foarte mult, iar pe voi vă așteptăm și data viitoare.